Preafericitul părinte Porfirie, ales ieri patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe, a fost întronizat astăzi. Ceremonia religioasă a avut loc în Catedrala Patriarhală din Belgrad. Noul patriarh al Serbiei a fost întronizat după slujba Sfintei Liturghii, oficiată de un sobor de ierarhi în Catedrala Patriarhală din Belgrad. Preafericirea sa a primit simbolurile demnității patriarhale, engolpionul, cârja arhierească și camilafca albă. Întâi stătătorul Bisericii Sârbe a fost tuns în monahism în anul 1985, înainte de terminarea studiilor universitare. În 1990 a fost hirotonit ieromonah, iar în 14 mai 1999 a fost ales episcop vicar al Episcopiei Bacica. Mitropolit de Zagreb și Ljubljana a fost ales în anul 2014, fiind întronizat în ziua de 13 iulie a aceluiași an. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe l-a ales pe mitropolitul Porfirie, în demnitatea de patriarh al Serbiei, în ședința de ieri. La final, preafericitul părinte Porfirie i-a binecuvântat pe credincioșii prezenți la slujbă din balconul reședinței patriarhale.